Copreședintele Organizației Municipale a PNL Giurgiu, Dumitru Beanu, a participat vineri la o conferință de presă. Printre subiectele abordate a fost și acela privind plecarea sa din funcția de administrator public al județului. Ne-am dat demisia din Consiliul Județean, din funcția de administrator public, pentru că începând cu septembrie-octombrie 2013, când am început activitatea acolo, am înregistrat o degradare continuă a relațiilor mele cu domnul președinte al Consiliului Județean. Am ajuns la un punct de minim, sub care consider că prezența mea acolo este total inutilă și nu mai servește nicicum proiectelor pe care le-am gândit și pe care am încercat să le influențez în bine. Dumitru Beanu a negat faptul că ar urma să plece și din PNL. Faptul că a apărut pe surse și din inspirație fel de fel de interpretări, n-aș comenta că e tipic pentru Giurgiu. Da? N-are absolut nicio legătură cu relația mea cu conducerea filialei municipale sau cu echipa din biroul politic municipal, dar nicio legătură cu conducerea, cu atitudinea față de conducerea filialei județene. Își doresc poate unii sau visează noaptea că o să plec din PNL. Nu o să plec din PNL. Acesta a mai spus că va putea face mai multe lucruri importante pentru municipiu și județ decât putea face în ultima perioadă ca administrator public al județului. Totodată va pune umărul la elaborarea proiectului liberal cu care se speră câștigarea alegerilor de anul viitor. Sunt foarte preocupat ca împreună cu toți cei care, dincolo de vorbe, se angajează la un proiect liberal pentru 2016, să contribui și eu, pe măsura posibilităților mele, la câștigarea primăriei municipiului Giurgiu și a conservarea conducerii Consiliului Județean, nu ca obiective, ca etape intermediare. Noi vrem ca, după aceste alegeri locale din 2016, să putem pune în aplicare un program la care spuneam că lucrăm. Purtătorul de cuvânt al PNL, Liviu Popazu, a vorbit la rândul său despre plecarea lui Dumitru Beanu din funcția de administrator public al județului. Dorim să vă spunem și chiar să ne credeți că, în primul rând, demisia dumnealui se datorează faptului că PNL-ul dorește să separe funcțiile publice de cele administrative la nivel local. Domnul Dumitru Beanu, aici de față, copreședinte al Organizației Municipale Giurgiu a PNL, a Marelui PNL, are o sarcină de partid foarte serioasă, aceea de a organiza structurile mult mai bine decât am activat noi până acum, în așa fel încât în 2016 să facem o mare conferință de presă în care să ne anunțăm victoria noastră pe toate planurile.